este o tradiție pe care noi dorim să ne păstra tradițiile și mai ales de a le dezvolta, de a le consolida prin noi strădanii, prin noi izbânzi, atât pe la Academie, Corondoare, cât și pe altul științii. Vă invit cu acest proiect să vă spun că Secretarul de Stat, pentru prima dată Secretarul de Stat va veni la Arad, la deschiderea unui universitar, și se va fi un secretar de stat. Este foarte bine că vine la Arad, va fi un prilej. Este pentru prima dată când vine la Arad, la programele de master mai multe decât anul trecut și la multe dintre specialitățile de licență mai multe decât anul trecut. Site-ul universității noastre a fost accesat, răspund, de peste 12.000 pe zi. Deci, deschiderea anului universitar 2011-2012 va avea loc chiar la 1 octombrie. Dorim să păstrăm această tradiție cu 1 octombrie pentru deschiderea anului universitar la Complexul M, la ora 11, într-un cadru special pe care deja îl avem și dorim să-l păstrăm tradițional și în acest an. Va participa domnul Cătălin Baba, secretar de stat în Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Sigur că pentru noi este o onoare că participă domnul secretar de stat. Va fi un prilej să arătăm baza materială a universității noastre și în fond strădania întregii noastre comunități academice. Profit de această ocazie să invit nu numai pe studenți, pe părinți, pe profesori, ci pe toți cei care doresc să fie alături de Universitatea Aurel Vlaicu în acest moment special care este deschiderea anului universitar. Deci 1 octombrie, anul curent, ora 11, Complexul Universitar M.